Capitolul 15. În acea noapte, Stella a avut unul dintre cele mai frumoase vise de când își putea aminti. Era cuibărită în pat și cineva îi citea o poveste de noapte bună. La început, Stella presupusese că era vorba de Felix, dar apoi își dădu seama că nu era vocea lui și că mâinile care țineau cartea imensă, care masca figura cititorului, erau ale unei femei. Avea o brățară discretă din argint, care i-a târna de încheietură. Era o brățară cu talisman sub formă de unicorn, alături de alte talismane pe care Stella nu le putea distinge prea bine, care scoteau un clinchet de câte ori femeia își mișca mâna să întoarcă pagina. Când primul unicorn a sosit pe dărâmurile de gheață, citea ea, a căutat în lung și în lat după un cămin numai al lui, unde să fie la adăpost de Yeti. Pocnit din degete și din senin, un unicorn minuscul din zăpadă a apărut pe patul Stelei, ridicându-se în două picioare pe cuverturi, lăsând mici urme înghețate de copite. Stella bătu încântată din palme. Unicornul se trezi dintr-o dată într-o minunată grădină de gheață, continuă vocea, în timp ce Stella privea cum flori și copaci de gheață creșteau din pătura ei, umplând aerul cu arome de magie și petale. Dar apoi, dintr-o dată, ceva merse prost. Stella mai auzi o voce furioasă. Cartea căzut din mâinile femeii, iar unicornul de zăpadă, florile și copacii dispărură imediat. Repede, șopti femeia. Ascunde de sub pat, iubito. Nu scoate niciun sunet. Stella se trezi smulsă din păturile ei moi și calde, întinsă pe podeaua rece, tare, de sub pat. Mâinile ei erau întinse pe podeaua lustruită din lemn, așa că simți momentul în care scândurile începură să tremure. Acea voce furioasă venea de jos, iar Stella se uită la scânduri, înspăimântată de creatură, orice ar fi fost ea, care amenința de undeva din afara razei ei vizuale. Era ceva malefic acolo și o căuta pe ea. Îi simțea furia străbătând podeaua, izbind ca bătăile unei inimi negre zvârcite. Stella simți un geamă de spaimă care îi clocotea în gât, dar știa că pur și simplu nu are voie să scoată niciun sunet. Dintr-o dată, se auzi o izbitură pe hol, iar Stella urmări cu răsuflarea tăiată de groază cu mânerul ușii începe să se rotească. O mână strânse brațul Stelei și ea se trezi cu un strigăt, dar își dădu seama că degetele care o apucaseră erau cele ale lui Shay. Își dădu seama că era încă în interiorul vasului, iar întunericul care apăsa greu pe ferestre îi confirma că era încă miezul nopții. Benny și Ethan erau cuibăriți în paturi adormiți, dar Shay se uita la ea cu părul lung, ciufulit de somn și cu o expresie șocată. Ești bine?" o întrebă el. Stella dădu din cap. Îmi pare rău că te-am trezit." Nu-ți face griji," răspunse Shay. Stella, ce-ai visat?" E doar coșmarul pe care l-am uneori." Shay ridică mâna și pentru prima dată Stella își dădu seama că smulgătorul de vise stătea întins în palma lui cu aripile fluturând vlăguite. Aripioarele lui încărcate de pietre prețioase erau îmbibate de forme întunecate, de șerpi lungi de fum care se răsuceau și se încălceau până când brusc se eliberară, sfâșiind pasărea. Bucățelele rupte alunecară printre degetele lui Shay, iar pietricelele verzi zburară peste tot. Umbrele coșmarului se topiră ca o ceață. Shay și Stella se uitară unul la celălalt. Niciun vis obișnuit nu ar putea face una ca asta, spuse Shay. Se uita la ea de parcă ar fi putut să explice ceea ce tocmai se întâmplase, dar Stella nu știa ce să spună. În acel moment, Cole a pășit din umbră și se așeză în apropierea ei. Stella își dori ca ea să fi fost un lup adevărat, ca să își poată arunca brațele în jurul ei și să fie alinată de căldura și moliciunea blânii ei. Îmi pare rău pentru smulgătorul de vise al bunicii tale, rosti ea. Shay dădu din cap. Nu e vina ta. Se uită din nou pe fereastră. Ar trebui să încercăm să adormim la loc. Făcu o pauză, apoi adăugă. Coa va veghea asupra ta în noaptea asta, dacă vrei. Stella se uita la lupul umbră și se simți liniștită privind-o în ochii întunecați. Dar chiar și așa, în vreme ce se cuibărea din nou în păduri, i se făcu teamă să mai adormă, în caz că visul s-ar fi întors. Din fericire, n-au mai fost coșmaruri în noaptea aceea și când Stella s-a trezit a doua zi dimineață, Coa dispăruse, la fel și Shay și Ethan. Stella se ridică, iar mișcarea îl trezi pe Benny, care dormea lângă ea. Se ridică în capul oaselor, cu părul lui ciufulit. Clipi de câteva ori și apoi se încruntă. Era aici seara? Întrebă el. Ce? Răspunse Stella.
Scaunul ăla, arătă Benny către colțul camerei. Stella se întoarse să se uite, apoi trase aer în piept. Nu e scaun, spuse ea, e un tron. Se holbară amândoi la el. Era într-adevăr un tron magnific, construit în întregime din zăpadă, cu imagini ale zânelor, urșilor polari și yeti, gravate pe spatele lui. Cine l-ar fi putut construi? Se întrebă Benny. Stella se ridică în picioare. Știa că e caragioasă, dar avea sentimentul foarte clar că visul ei, cumva, construise tronul. Voia să-l atingă. Simțea că e chemată să ia loc în el. Începu să înainteze, dar deodată se trezi cu Benny lângă ea. Nu cred că ar trebui să-l atingem, spuse el. De ce nu? Răspunse Stella. E doar un scaun. Nu știu, am un sentiment rău în legătură cu el, insistă Benny. Stella se simțea foarte atrasă de tron. Îi părea aproape cunoscut. Întinse mâna ca să atingă spătarul, dar în clipa următoare tronul se topi, iar cei doi copii rămaseră cu gura căscată la balta care îngheță imediat după ce se răspândi pe podeaua înghețată. Ți-am zis eu că nu trebuia să-l atingem, spuse Benny. Dar unde sunt ceilalți? Stella se simțea necăjită că Benny o împiedicase să atingă scaunul, dar încercă să nu se gândească la asta. Câteva clipe mai târziu se simți puțin rușinată. Benny avea dreptate să fie precaut, nu-i așa? Stella se încruntă. Se întoarse la geanta ei și scoase pieptenul pliabil pentru mustață. Sper că nu se duelează sau ceva de genul ăsta. Își despleti părul lung din coadă, trase pieptenul printre firele încurcate și îl împleti rapid la loc. În regulă, spuse ea. Îndesând pieptenul la loc în geantă. Ar trebui să mergem să-i găsim. Pășiră pe puntea unde era un soare strălucitor în ciuda frigului teribil. Stella se bucură de aerul proaspăt. Cei doi exploratori își strânseră mai bine mantiile albastre groase, tremurând în timp ce se chinuiau să închidă nasturii cu mâinile înmănușate. Îl zăriră imediat pe Shay. Dresorul lupilor își legase părul negru la spate cu un șire de piele și încerca să facă un foc în mijlocul punții, folosind bucăți de lemn pe care probabil le găsise pe vas. Coa stătea pe punte lângă el, cu capul ridicat, adulmecând aerul dimineții timpurii. Shay aprinse focul în timp ce ei se apropiau și lemnul uscat luă imediat foc, emanând un fum sărat și umed. Căldura flăcărilor compensa cu vârf și îndesat aerul înnecăcios, iar Stella și Benny se grăbiră să se așeze lângă foc. Salutare, oameni buni! Îi întâmpină Shay. Am coborât să hrănesc animalele și să fac rost de un mic dejun pentru voi. Arătă către grămăjoara de ouă de gâscă de pe punte de lângă el. Mulțumim, gâscă fermecată, spuse el, împărțindu-le și lor. Dar de Ethan? Întrebă Stella. Shay ridică din umeri. Nu era aici când m-am trezit, adică acum vreo oră. Urma să merg să-l caut, dar n-am avut timp. Stella se simțea ușor îngrijorată, în ciuda faptului că era încă furioasă pe magician, dar apoi un scârțit îi făcu să se întoarcă, la timp să-l vadă pe Ethan chinuindu-se să urce pe punte. Arăta de parcă s-ar fi tăvălit prin zăpadă. Mânecile lui negre erau ude, partea din fața mantiei de explorator era acoperită de praf alb și avea bucățele de gheață și în părul blond deschis. Am crezut că ai plecat, remarcă Shay, că te-ai dus să mori undeva în pace și liniște. Ethan îl ignoră și merse direct la Benny. Îmi pare rău că ți-am azvârlit narvalul și că te-am numit momeală. A fost inutil și crud. Eu sunt crud uneori. Îmi pare rău pentru asta. Se holbară cu toții la el un moment. Ethan nu păruse niciunuia dintre ei genul care să aibă regrete. Din fericire, totuși, Benny era întru totul genul iertător, așa că Stella nu fu surprinsă când el spuse: E în regulă. Ai dreptate oricum. Nu ar fi trebuit să dau drumul scării și să te trag și pe tine după mine. Făcu o pauză, apoi adăugă. Uite, știu că nu sunt ca toți ceilalți oameni. Știu că unele dintre lucrurile pe care le fac îți pot părea ciudate. Unchiul Benedict spune că pot scoate pe oricine din țâțâni. Deci, nu e de mirare că am doar un prieten în toată lumea asta mare și că nimeni nu vrea să vină la ziua mea de naștere. Până și verișoara mea, Moira, spune că n-ar mai veni vreodată, indiferent ce spun părinții ei, pentru că sunt un ciudat. Ea nu mă place și își dorește să nu fi fost rude. Moira e dezgustătoare, țipă Stella, urând-o din nou pe verișoara lui Benny. E pierderea ei, oricum. Ne rămâne nouă mai mult tort, Benny. Când a pomenit de tort, au clipit amândoi amintindu-și jeleurile pe care le mâncaseră. Ethan păru uimit o clipă. Ei bine, continuă el, oricum ar fi fost, n-ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut. Poate asta va compensa. Întinse mâna înmănușată și o deschise, scoțând la iveală un narval din lemn, înghețat bognă, dar nevătămat.
Benny sări în picioare și smulse narvalul din mâna lui Ethan. Oh, fai, l-ai găsit! Se uită la narval o clipă înainte să-l bage în buzunar și să-și pună mâna pe brațul lui Ethan, ceea ce o surprinse pe Stella, pentru că era neobișnuit pentru Benny să atingă o altă persoană din proprie inițiativă. Mulțumesc foarte mult, spuse Benny. N-ai pentru ce? Benny își retrase mâna cu un aer confuz. Cum n-am? Pentru asta! Ethan oftă. Vreau să spun, cu plăcere. Își scoase mânușile ude și se întoarse să le scuture deasupra punții, dar înainte să termine, Stella se ridică în picioare și își aruncă brațele în jurul magicianului. O, te rog, nu mă îmbrățișa, mormăi Ethan, încercând să se sustragă. Stella îi dădu drumul cu un zâmbet. Cum l-ai găsit? Am încercat să folosesc o vrajă de localizare, răspunse Ethan. Doar că n-a funcționat așa că a trebuit să sap în zăpadă. Dar trebuie să-ți fi luat ore întregi, spuse Shay. Mare parte a nopții, aprobă Ethan și aruncă o privire spre Benny. Uite, fratele meu Julian, ei bine, și el a dispărut. Știu cum e să pierzi pe cineva într-o expediție și îmi pare rău de tatăl tău. Podul de gheață neagră a făcut multe victime în rândul exploratorilor buni. Benny dădu din cap. Îți mulțumesc. Îmi pare rău pentru fratele tău. Și mie, spuse Stella. Ar fi trebuit să ne spui despre el înainte. De ce? Întrebă Ethan. Nu îl cunoșteați. Nu conta pentru voi. Dar te știm pe tine, spuse Stella. Așa că are importanță. În plus, ți-am fi găsit scuze de câte ori erai nesuferit. Nesuferit era un alt cuvânt a cărui ortografie o învățase de la Felix, iar Stella era destul de mândră să-l rostească și îi plăcea să-l folosească de câte ori era posibil. Își aminti că Felix îi spusese cândva că doar durerea îi poate face pe oameni uneori nesuferiți. De pildă, mătușa Agata fusese nesuferită vreme de un an întreg după ce murise tatăl lor. Stella nu voia ca Ethan să creadă că iar se purtase oribil cu el, așa că își aruncă din nou brațele în jurul lui într-o nouă îmbrățișare. Of, te poți opri, te rog, insistă Ethan. Stella îl mai strânse o ultimă dată și apoi îi dădu drumul. Nu putu să nu observe că avea un aer îmbujorat, stânjenit și poate și puțin mulțumit de asemenea. Ethan, începu Shay. Magicianul întinse un deget amenințător către dresorul lupilor. Nu, nu, nu. Nici să nu-ți treacă prin cap să mă îmbrățișezi. Nimic nu s-a schimbat. Sunt tot nesuferit. Shay zâmbi. Nu îți face griji, spuse el. Însă cred că ești cu nasul pe sus și un crevete dacă tot veni vorba. Urma să spun, prinde! Iar aruncă unul dintre ouăle de gâscă. Din nefericire, Ethan nu era prea bun la prins obiecte zburătoare, așa că sfârși prin a se lupta puțin cu oul înainte de a-l scăpa pe jos, apoi bâșbâi după el într-un moment jenant. Nu se sparse totuși și îl prinse bine. Nu te mai juca cu oul ăsta și stai jos, spuse Shay. Hai, mănâncă-ți micul dejun. Ethan se așeză și toți patru se concentrară asupra a ceea ce și-ar fi dorit să aibă în față la micul dejun. Nu trecu mult și mirosurile de terci, pâine prăjită și șuncă înțesară aerul, iar exploratorii se bucurară de primul lor mic dejun pe gheață într-o tovărășie tăcută.